Cea de-a treia zi a Masterclass-ului internațional de cânt bizantin, ediția a 14-a, a început astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Răspunsurile la strană au fost date de psalții catedralei, membrii ai corului Bizantion, precum și participanții la Masterclass. La finalul slujbei, ierarhul a oferit din partea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, crucea Sfântul Ierarh Dosoftei, lui Panagiotis Neocoritis, arhon protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol și conferențiarei Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Tesalonic. Preasfinția sa a vorbit apoi despre importanța masterclass-ului de cânt bizantin de la Iași. Toată frumusețea slujbei bizantine, păstrată de la începutul slujirii, din timpul Sfinților Mari Ierarhi, din primele secole creștine, veșminte, cântări, toate acestea păstrate ca în primele veacuri, vedeți nu o încremenire în timp, nu un anacronism, ci o moștenire pe care suntem chemați să o înțelegem, să o adâncim și să ne bucurăm de ea. Și iată, domnul Adrian Sârbu de mult face această lucrare și însuflețește nu doar pe ieșeni, nu doar pe cei din întreaga țară, ci chiar și pe ortodoxii din celelalte țări ortodoxe, descoperind bogăția cântării bizantine, istoria acesteia și faptul că atunci când ne asumăm această moștenire și o ducem mai departe, aceasta ni se face spre slava lui Dumnezeu și spre dobândirea harului pe care Dumnezeu ni-l dă în sfintele slujbe, spre a împărtăși aceasta cu toți cei din jurul nostru. După Sfânta Liturghie a urmat cursul de muzică răsăriteană cultă, susținut de conferențiara Maria Alexandru, alături de membrii ai ansamblului de paleografie muzicală Hrisoremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Saltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. La ediția de anul acesta a evenimentului participă iubitorii muzicii bizantine din mai multe țări. Printre ei se numără și George Tsoganakis, venit tocmai din Canada. I'm very, very happy and blessed to be here. Sunt foarte bucuros și mă simt binecuvântat că sunt aici. It's an opportunity that is. Este o ocazie rară pentru cineva care și-a propus să învețe muzica bizantină, să aibă ocazia să studieze direct cu protopsaltul de la biserica din Constantinopol, de la Patriarhie. Toți cei de aici de la Iași lucrează fără efort tot timpul ca să organizeze totul foarte bine și le mulțumesc. Doi dintre invitații noștri de seamă, și anume arhon protopsaltul Panagiotis Neohoritis din Constantinopol și doamna conferențiar dr. Maria Alexandru de la Universitatea Aristotelis din Salonic, au primit cea mai înaltă distincție acordată laicilor de către mitropolia noastră. Această distincție le-a fost acordată pentru meritele lor deosebite în propășirea învățării cântării psaltice în România. Mâine, în cea de-a patra zi a Masterclass-ului internațional de cânt bizantin, pe lângă cursurile de interpretare psaltică, vor avea loc și două conferințe, susținute de Evanghelia Spiracu și de Maria Alexandru.